Liga Campeonato.
Dacă
fundamentul temelia la eu sincer vă spun domnilor dacă ar fi să acum am pus o întrebare și eu răspund în fine aș proceda exact cum s-a procedat la nivelul anilor 88, 89, 90. Adică orice club de Liga a doua divizie a B, cum se spune pe vremuri, obligatoriu junior în teren. Da. Orice club de Liga de divizie a C, cum se spune pe vremuri, obligatoriu 2 junior în teren. N-am auzit în viața mea de ei, după care se dă seama că au dat chis. Și după aia aș să deschidem centrul de copii juniori. Trebuia de mult făcut asta. Asta pornește exact. Cum am discutat mai devreme de la necunoașterea fenomenului de către conducători, că niciodată nu, eu nu cred că un
unde trebuie plecat ca să ajungă la un nivel mare. Și dacă nu avem astfel de oameni, cine să... Da. Fotbal. Sincer vă spun, mă așteptam la lucruri extraordinare în programul pe care l-a avut în campania de participare la președinția de fotbal. Am rămas surprins la ședința de la GFF Giurgiu când domnul Barbu a spus să știți că pentru că în 3-4 ani vrem
personal nu știu exact cum să exprim, dar cred că e greu ca întâi patru transfiguri de fotbal. Măcar un început să vede. Da, dar ca să revigorăm, ei trebuia după părerea mea, altfel trebuia ca ei să vină în întâmpinarea oamenilor care investesc să vină și să le ofere niște facilități și condiții și toate cele care a ei după aia să spună domnule, eu ți-am pus la dispoziție anumite lucruri de care tu nu beneficiai și văd că dumneata ești de vină noi. Că până la urmă ei fac ce fac și aruncă vina de la unul la celălalt. Jucători, antrenori, nu mai aruncă vina, dar niciunul nu se uită la ei cu bătătură să vadă într-adevăr că băi, stai că totul pleacă de la mine. La fază națională.
publicitate bună. De altfel, deci și o competiție organizată bine, chiar dacă cineva spune că e benevol. Da. Benevol fiind este bine organizată până sus. Da. Dar problema că este organizată până sus banii părinților și asta e iar un alt lucru care iar reveni. Nivelul juvenil este finanțat de părinți. Da, nu trebuie să ne ascundem de acest lucru. Deci toate cele care se prea puțin ajutor din partea dacă te ajută bine, dacă nu iar bine e vorbind de finalitatea acestui campionat.
nu vor să vină de la cluburile mari. Există foarte bine domnul Dani. Nu vin ca să monitorizeze și să vadă dacă se găsesc anumite jucători pe care ei poate să îi ia de la care să bat mediocritate, să spunem de altfel. E ceva normal. Fotbalul românesc și cei care sunt și au cluburile mai mari și care își permit poate nu țară la finale, la semifinale, finale. Deci măcar atunci să vină să vadă că bănuiesc că echipele care au jucători mai bine pregătiți, mai bine cu mai mulți ani în spate de juniorat sau pregătiți mai bine din toate punctele de vedere ajung acolo. Dar nu cred că la nivelul ăsta o să facă diferența arbitrii sau AJF-urile sau ceva. Păi, nu cred și sper să nu se facă diferența.
Să de
porturile și da, datorită de condițiile pe care copiilor. Da, da, vreau să vă întreb ceva, domnul Sandu Marcu, dacă ați fost la Academia Hagi, acolo se poate spune domnul Mareș. Am și eu pune putul meu, pot să aduc la dumneavoastră. Condiții foarte
comuna Bănăsa, unde o grupă pe care o conduc a avut o surpriză plăcută din partea domnului primar Viorel Rotaru. Religia a fost prezentați imaginele. Nu uși dau interesul pentru copii. Este un adevăr.
facem o echipă numai a comunei, numai din comun. După cum se vede, domnul Jean, am pregătit viitorul. Duminică, succes și urăm baftă. Stăm de vorbă cu domnul Tudor Rache, tatăl unui copil de la Sfântul Iuvene. Domnul Tudor Rache, ce ne putem
aș dori să-l văd nu numai la speranțele juvene, nu numai la primăria Băneasa, să-l văd la toate primările din județul nostru. Cu siguranță într-un viitor apropiat foarte mare accent pe creșterea copiilor. Mă rog, să-mi spuneți câteva lucruri despre acest fapt.
Echelon superior, avem exemple de jucători care și domnul Sandu cum a jucat fotbalistică din județul nostru. Vă spun că este un început foarte bun la dumneavoastră Giurgiu. Îmi place modul în care la cei mai mici copii
astăzi m-am întâlnit cu domnul Mitic Căreti, iar da. 2006-2007 da. A început și
campionatul de juniori, ce este o relație de profesională. Am fost mea făcutului estimații, m-am scris în campionat, am plătit toate taxe. Înțelegere. Niciun fel de problemă. Nu, deci nu văd ce alte relații ar putea să fie decât o relație de profesionalism. Nu. Sigur că da. Exact.
din invitați, a ajuns să mă mire normalul. Deci când văd ceva normal, am să mă mire, cum se poate? Cum s-a așa normal? Totul este normal. Totul este cu susul în jos. Deci vă dau cuvântul meu doar din cauza asta nu am reacție. Deci mi se pare, nu știu, deci a rămas prinsul fără reacție să plec cu 15 copii de la malul, de la aici acasă. Thank you.
nu pot să vorbesc de rău pe domnul primar Șoav, pe Celino. Sincer vă spun, când am deschis grupa de copii la Malo, a fost alături de mine. Asupra acestei situații create. Da, se vede și pe ecran, domnul Gușă, mai mult responsabil.
motivați, o să fie punctele puse în joc. Motivația finală. Metri.
care ni l-a trimis. Țin să vă anunț, stimați invitați și dragi telespectatori, că emisiunea noastră educație din județul nostru, respectiv campionatul de juniori C. În fiecare emisiune pe care o voi prezenta, voi rezultatele cu care s-a încheiat etapa viitoare, jucătorii evidențiați, foarte frumos. Ce face primăria Malu? Interzice dreptul copiilor de a face mișcare și sport? Scuzați-mă, nu înțeleg. Să împingem copiii spre bar. Cine? Domnul Ștefan. Aici, da. Acum, cu permisiunea noastră,
iuvene malu voința zubuzia arsenal malu stă după cum v-am promis în fiecare emisiune vom prezenta multe despre desfășurarea acestei competiții. Stimați invitați pe final, vă rog să aveți un cuvânt de încheiere. Domnul vicepreședinte Ignat, vă rog frumos. Să transmit pe această cale tinerilor fotbaliști care vor debuta în acest weekend. Mult succes!
reluare.